Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fiți atenți ce subiect interesant avem pentru voi în dimineața asta. Ne interesează, noroc, Luca, sănătate, bucurie. Mulțumesc. La mulți ani. Asemenea. Deci, la Colegiul Tehnic Energetic București a fost organizată o lecție deschisă în care invitat a fost Marian Mexicanu, împreună cu orchestra sa, care o cuprinde pe Mexicanca, partenera sa de viață. Marian Mexicanu, dacă n-ați auzit, este un acordeonist destul de bine cunoscut, foarte talentat. Nu este mexican, așa cum am putea... Și apreciat. Crede, da, este și apreciat. Dânsul este român din România, dar așa îi se spune lui, Marian Mexicanu. E nickname-ul. Da, și iubitei Mexicanca. Momentul evident a fost înregistrat și postat pe internet, unde a provocat... evident, o uriașă controversă, pentru că Marian Mexican, orchestra sa și cu Mexicanca s-au dus la clasă și au început să interpreteze diferite cântece lăutărești, jazzy, jazzy și manele. Și reacția copiilor a fost formidabilă. Poate că nu știați asta, dragi adulți, dar copiii știu o mulțime de manele, știu versurile pe beat. Da. Adică dacă vă duceți vreodată la o petrecere, o să observați lucrul ăsta. Comentariile pe net au fost de toate felurile. Pentru doamna directoare, jumătate de milion... Așa să tot mergi la școală, măcar așa se duc copiii la școală. S-au dat 100 de lei grei de la directorul ajung pentru profa de mate, viața lui, sufletul lui. Îmi place mai mexicanul, dar nu în școli, zice altcineva. Mă rog, în fine, multe comentarii, unele mai rele, unele mai bune. Contactată de Gândul, Larisa Gojnete, de publicația Gândul, Larisa Gojnete, purtător de cuvânt de la Inspectoratul Școlar al municipiului București, a declarat așa, citez, că activitatea la care a fost invitat acordeonistul Marian Mexicanu, alături de orchestra sa, a fost parte dintr-o serie de activități care au ca temă nediscriminarea. Iar elevii pot afla informații despre particularitățile mai multor etnii, inclusiv cea romă. Și vrem opiniile voastre. Ce părere aveți? E bine, nu e bine, ajută un astfel de moment în educația copiilor sau încurcă? Și noi o să difuzăm acum niște înregistrări pe care le comentăm. Stați așa, opinii la 0372069599, e numărul nostru de telefon. Ne puteți trimite și mesaje 0728 3132 pe WhatsApp. Bun, deci asta s-a întâmplat într-o clasă, nu este o chestie uzuală și a sunat cam așa. V-aș propune să facem o chestie cam așa. El este sociologul Gelu Duminică. Ionel Ionelule, da? O cântăm în clasic. Păi mă, ne ducem cum o cânta puțin Aura Urzicianu, una dintre cele mai bune voci de jazz pe care România le-a avut romă și ea, încă pare el romă. Cele mai bune voci de jazz pe care le-a avut România sunt de etnie romă. Da? Și pe urmă să o ducem în manea. Ne jucăm asta? Să o ducem în manea? Da! Da? Să vedem ce este. Asta e varianta clasică. Și aplauzele sunt ale copiilor. Elevii, mă rog. Dacă se duce în lumea culcare, doamna mexicancă. Da, cine pe un plat încă ce n-are. Da, și în fiecare dimineață. Mă rog, și asta e, cum se zice Luca, versiunea clasică pentru Ionel Ionelul. Da, asta este o piesă lăutărească, cântată și de artiști populari, veche, cunoscută. Cum spunea Gelu, s-au dus și în jazz. Da. Doar instrumental. E mexicanul cu acordeon și mai are o vioară electrică și o clapă. Asta e formația care s-a prezentat la liceul economic. Energetic. Dar se ajunge și la lucruri mai... Fluieră copiii. Nu se supără nimeni. Și nu mai stați în față. Asta e. Vă rog respectuos, nu vă supărați. Fiți atenți aici. Nu vă supărați, doamna profesor. Reverență în fața domnilor. Și la dumneavoastră și aici, respectuos. Lăsați să se simtă bine, că e vorba de păpușa Barbie. Ia să vede păpușa Barbie, e bună? Piesa e păpușa Barbie. Deci ce se întâmplă aici? Ei cântă o manea. Și
copiii se isterizează. Copiii se isterizează, încep să aplaude, să fluiere, să tropeze, să nu știu ce, și probabil profesorii sau profesoara le face semn elevilor, ia potoliții, vă stați cu minții în bănci. Și intervine lăutarul și spune, lăsați-i doamnă să se bucure, că e o manea și așa se întâmplă pe manele. Aici a prins. Copiii la manele reacționează. Bun. Cu lăutărească. Asta e altă asta parte. Asta e tot lăutărească, e finalul. Hai să... 0372069599. Am vrea să vorbim cu voi. Sunați-ne și spuneți-ne dacă credeți că astfel de lecții deschise ar trebui să aibă loc în mai multe licee, școli, dacă ați vrea să se întâmple și la clasa copilului vostru, da sau nu. Care credeți că este semnificația acestor momente? Dacă îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine lucrurile sau dimpotrivă îi orientează în direcții cu care voi nu sunteți de acord? 0372069599. Avem câteva minute să vorbim despre inițiativa aceasta, care, vă reamintesc ce a spus purtătorul de cuvânt al ISMB, este parte dintr-o serie de activități care au ca temă nediscriminarea și difuzarea de informații despre particularitățile mai multor etnii, inclusiv cea romă. A subiectul lansat mai devreme, vă invităm să ne sunați la 0372069599 și avem reacții. Uite, Ovidiu e chiar profesor. Bună dimineața, Ovidiu! Bună dimineața! Bună dimineața! Care e opinia ta? Reamintim celor care au deschis radiourile mai târziu că la Colegiul Energetic din București a fost o lecție deschisă în care Maria Mexicanu și orchestra sa au interpretat cântece lăutărești, jazz, dar și manele pentru elevi ca să arate caracteristicile muzicale, culturale ce există în România. Ascultăm un video. Bună dimineața, da. Ce ar vrea să vă zic? Aceste lecții deschise sunt frecvente în învățământ. Da. Au oarecare impact asupra elevilor pentru că ei vin în contact cu diferiți oameni din diferite domenii, cum ar fi poliție, ISU, medicină, Crucea Roșie, printre care și acești... Dar lăutari vin de obicei la aceste lecții deschise? Și se întâmplă... Acum, într-adevăr, știu că lăutarii sunt oarecum puși într-o altă, într-o altă categorie, dar totuși de acolo putem să învățăm ceva. De ce? Pentru că, de fapt, copiii noștri trăiesc în realitatea aceasta a societății în care intră și muzica lăutărească. Într-adevăr, că, de fapt, a degenerat în acele dedicații și o mai departe, este un alt lucru care nu trebuie să se întâmple. Însă, de foarte multe ori am pus copiilor diferite genuri de muzică pentru ca ei să înțeleagă cum trebuie să-și aleagă muzica pe care să o asculte. Pentru că, să fim serioși, toți copiii ascultă tot felul de genuri muzicale, printre care inclusiv manele. Sigur că da. Nici manele, din punctul meu de vedere, nu sunt rele. Dar trebuie ascultat acele manele care dau o muzică frumoasă. Mulțumesc. Ovidiu, unde predai și ce predai? Eu predau religie. Într-o școală în România. Mulțumim foarte bine. Mult. Mulțumim tare mult. Pentru intervenție, foarte interesant. Ioana, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Bună. Te ascultăm. Așa, referitor la discuția care s-a iscat mai devreme, am văzut că și antevorbitorul meu este tot cadru didactic. Și eu sunt tot profă, lucrez în învățământul special. Și mai exact mă ocup de copii cu cerințe speciale integrați în învățământul de masă. Asta ca paralelă și ținând cont un pic și de faptul că, din ce am înțeles, toată treaba s-a petrecut la un liceu, la o școală de masă. Așa. În ceea ce privește muzica în sine prezentată, mie mi se pare ok evenimentul care a avut loc. Da. Atâta timp cât ar fi trebuie să vină cumva și cu alte genuri de muzică. Am înțeles că s-a celebrat diversitatea și mai exact diversitatea de etnie, corect? Așa e. Da, și au cântat jazz, muzică lăutărească și manele.
jazz, muzică lăutărească și manele. Din câte știu eu, bănuiesc că sunt și alte etnii pe care putem să le expunem copiilor și nu să ne limităm strict la... Dar nu puteau să vină toți odată. Adică nu puteau să aducă și muzică tătărească și muzică ungură. Corect, bine. Acum bănuiesc că e un eveniment care va mai dura. Care e părerea ta? Una peste alta, ca să mai luăm și alte telefoane. Una peste alta, părerea mea este că, într-adevăr, nu putem să ne apărăm copiii de absolut orice. Este ok că există genul ăsta de evenimente, dar cred eu că ar trebui totuși un pic controlate. Aici era o chestie de apărare? Păi, cumva da, pentru că majoritatea părinților, mai ales cei care nu sunt tocmai de acord cu manelele, și nici eu nu sunt o persoană care ascultă manele, da, cumva ar fi preferat ca copiilor, ca virgulă copiilor, să nu fie expuși acestui gen de muzică, totuși, sau de eveniment. Deci, sunt cumva, expuși oricum. Mulțumesc pentru intervenție. Cristi, mai avem foarte puțin. Bună dimineața! Bună, Cristi! Neața! Bună dimineața! Se aude? Da, uh-huh. Te rog! Bună dimineața! Cumva și eu am tangență cu învățământul, am tangență destul de strânsă cu un colegiu tehnic, da. Deci cam am idee despre ce se întâmplă în astfel de școli. Ce înseamnă tangență? Deci eu aș zice doamne singurul. Ce tangență ai? Nu te supără. Ce tangență ai? Că zici că am tangență. Ce înseamnă? Am tangență în sensul că lucrez. Nu ca și cadru didactic, dar lucrez într-un astfel de... Și vede ce se întâmplă acolo. Zine părerea ta, mai avem un minut. Părerea mea, foarte pe scurt, nu sunt de acord cu promovarea inculturii. Maneaua o consider incultură. Eu văd copiii care ascultă în general manele, care este comportamentul lor comparativ cu alți copii. I-aș sugera domnului Duminică, fără să-l jignesc, să promoveze puțin cultura și nu incultura. Bine, am înțeles. Asta mulțumesc. Mea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Ca o concluzie, să punem și noi o concluzie, că e o temă de controversată. Am discutat aici în studio. Ni se pare un eveniment binevenit. Nu poți să închizi copiii și trebuie să recunoști starea de fapt și atunci, măcar... Copiii oricum ascultă genul ăsta de muzică. Măcar arată-le întreaga diversitate a genurilor muzicale care pot fi ascultate. Ok, foarte bine. Bravo, felicitări. Mai faceți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.